Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De câte ori a trebuit să folosesc numai în ultimele zile buletinul și trebuie să-l scoi, paleta aia. Auzi, da, mai într-o vreme era moda, am văzut, erau oameni importanți, inclusiv Radu Vasile. Știi? Care avea unghia mică, Vasile, mai lungă. Dumnezeu să-l odihnească, era un tip foarte simpatic, dar avea unghia de la degetul mic, mai lungă. Era o modă, acum a revenit ghiulul, m-aș te aștepta în câteva luni să revină și unghia mică. Mă, dar la ce era bună? Asta, te rog frumos, bun, cu buletinul. Fashion. Ce fashion, măi, ești nebun? Ce faci? Ce făceai cu unghia mică, mai lungă? Ce faci cu tocuri? Asta. Eu zic că te-ai băgat greșit. Ce faci cu chică? Ce faci cu mustață? Unghie mică. Ce? Crezi că... Adică, nu, mă, alea erau mituri. Cu ea? Nu, hai mă, să fie mita aia. Aia făceau aia la mișto. Da. Ea era precum chica. Unii erau certați și ziceau că-s chitariști. Și folosesc la chitară. Dar tu ai zis că ai folosit în ultima vreme foarte des buletinul? Da, am folosit în tot soiul de la chestii. La ce folosi buletinul? Nu știu, îl folosesc pe post de riglă acasă când fac triunghiuri cu Ștefan, în rest nu-l folosesc. Am avut nevoie de el. Na, nu. Și stă în dulap. În mod special. Și nu mi-l acceptau pe poză, că l-am și o poză pe telefon. Îl voia un original. Bun, și atunci... deci vin buletinele astea mici cu chip, cât cardul bancar. A și fost proiect pilot în Cluj. Asta o să-l port cu mândrie, că de-abia l-așteptam slotul lui în portofel. Câți au fost? 2500. Câți au fost, domnul Tudor? Câte buletine de-alea? Te rog, caută, spune. Facem un apel. Dacă știe cineva... O cineva, dacă a văzut vreodată. Dacă a văzut vreodată vreun clujan fericit. Dacă există vreun terorist, vreun... Da. E ca surpriza Turbo cu Dacia, pe care n-am văzut-o generația noastră, căutam că poate o ia dinainte, că la noi surprizele Turbo începeau numărătoarea de la 60 sau 70, se spunea că în colecția precedentă există și Dacia într-o surpriză Turbo. Și toată copilăria mea am căutat, bă, dacă știți pe cineva care are. Și unul a zis odată, domnule, eu am văzut-o la cineva. Dar asta a fost cea mai apropiată mărturie, așa și cu buletinele astea. Deci dacă există vreun posesor de buletin cu chip, de ăsta nou, proiect, de pe recepție, vrem, așa, vă rog frumos, am vrea să ne spuneți experiența. Să ne sunați. Sună-ne. Maestre, 0372069599. Cred că sunt 500 în toată țara. 2000. Cât sunt, mă, Adi, ai aflat? 5.000 erau asta toamnă. 5.000? N-are cum unul să nu dăm de el să ne trimită și nouă o poză, să vedem și noi cum. Nu poate să-ți trimită poză, că e GDPR-ul. Îi face cu... Negreală de aia pe ele. Deci o să fie gratis, costă 67 de lei bucata, dar ne dă Uniunea Europeană bani. E conspirație mondială, clar. Dacă dă Uniunea Europeană bani, s-a terminat. Asta e. Vă faceți buletin nou cu chip, că există posibilitatea să nu. Facem. Eu fac opțional. Da, e opțional. Poți să-ți faci de la clasic, dacă vrei, adică fără chip. Mm-hmm. Și atunci sunt niște diferențe. În primul rând că nu poți să-l folosești să treci granița cu el în Uniunea Europeană. Nu o să fie echivalat cu cardul de sănătate. Ce se mai întâmplă? O să mai fie și alte lucruri. Mă rog, și toate informațiile care la un moment dat ar putea ajunge în chipul respectiv. Aha. În chipul respectiv o să fie adresa de domiciliu, locul nașterii, în cazul în care te muți cu casa dintr-o parte într-alta, nu trebuie să te mai duci să schimbi buletinul. Se face electronic totul, că se schimbă... Eu am renunțat la mai circula cu actualul buletin atunci când am ieșit în străinătate, pentru că mi-era o jenă și mie groaznică. Da. În momentul în care ajungi la control acolo și ei îți iau plasticul ăsta, care e un plastic ordinar. Și dau cu el de toate alea, înțelegi? Și trec și se uită și așteaptă, știi? Și mai dau o dată și nimic. Dar eu am următoarea întrebare. Da. Deci, întrebarea mea este următoarea. Mie mi-expiră buletinul meu tip paletă în luna aprilie, anul acesta. Uh-huh. Și înțeleg că noile buletine cu chip sunt disponibile începând din vară. Deci este... Ai picat în sampla, da. Este un decalaj de câteva luni. Și vă rog frumos să-mi explicați și mie, dacă se poate, dacă sunt ascultători care știu cu aceste prevederi legale, ce se întâmplă dacă folosești buletin, adică dacă ai buletinul expirat, carte de identitate, expirată vreo câteva luni, aș vrea să rămână expirată, să mă duc și eu să-mi fac buletin nou când o fi, adică în iulie, în august, când s-o putea. Să nu fac, renuiesc buletinul paletă. Dacă nu te prinde nimeni, nu. Nu cred că te duci cu el expirat. Când te duci la refacere... Când te duci cu el expirat, nu pățești nimic. Nu pățești nimic?
0372069599. A pățit cineva cu buletinul expirat ceva? Florin are chip. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Chipul ăla unde naiba să-l mai pună? L-au pus în buletin, dar în altă parte nu l-au pus. Aha. Am achiat sub piele, nu l-au băgat. Mamă, deci ești tare. Cum te ajută chipul? Cum te simți cu buletinul, da, cu chip? Cum e viața ta? Spune-ne. Pe lângă faptul că de fiecare dată că mă duc oriunde, la aeroport sau dacă mă duc în afară, toată lumea se șochează. Zice, bă, astea sunt buletinele noi? Da, astea sunt buletinele noi. Toți sunt șocați, nu știu exact cum să pună problema. Uh-huh. În general, la aeroport, când te verifică, sunt un pic derutați de situație, dar altfel nu am nimic ca deosebit să zic. Ar fi, dar ai putut să treci cu granița cu el? Da. De cum nu? Peste tot. Deci, fără nicio problemă. Acum, practic, oricum e un buletin. Nu știu dacă în sistem se verifică ceva mai deosebit sau nu, dar... Au venit aia din personalul VAMAL să facă poze cu tine. Da, primul. De altfel, da, dacă ar fi așa să se uite la mine așa, aș face poze, da, într-adevăr, da. Nu neapărat din punct de vedere a buletinului. Auzi, au tras cu buletinul la aeroport, ți-au ieșit datele alea pe calculator... N-ar să știu omul. L-au tras în țiplă. Nu, pur și simplu l-au folosit. Aha. Am înțeles. Îți dai seama, la poliția de frontieră din țările europene, când apar românii acum, apare ascultătorul. Florin. Da. Cu buletinul cu chip. Mamă, iar au venit românii. Încă un tip de buletin. Deci acum au și paletă, au și de-asta. Și după aia o să vină fără chip, nu le dă voie. O să, numai cu pașaportul. La bancă ai avut vreo problemă cu buletinul? E recunoscut peste tot? Ești ok? Nu. Este problema la bancă pentru că au un număr mai mare de caractere. Pentru că, practic, erau doar cu 5 caractere, cu 5 numere și acum sunt cu 6 numere. Și când la ce te referi? La bancă, codul, seria buletinului. Păi seria avea 6 acum. 6. Avea. 2 litere și 6 cifre. Nu, e diferit. E diferit. Da, aha, o să le vedem. Mai puțin bine. Vlad, care... Mulțumim. Sigur o să și... Bine, intrăm în direct în câteva momente. Continuăm discuția asta, nu? Da. Întrebarea este dacă vă faceți buletin de ăsta nou, cu chip sau fără. Și să-mi explice și mie cineva ce se întâmplă când îți expiră buletinul, dacă poți să trag de timp. Zice cineva că nu mă mai primesc ăștia la bancă. Da, cu banca ar fi problema. Mai scriu câțiva. Revenim imediat cu detalii. Uh-huh. Iar altfel cu buletinul e Maria cu noi, stai să vedem ce ne spune Maria. Bună dimineața, Maria. Bună dimineața. Salut, dragilor. Bună. Îți faci buletin? Uite, nu s-a reușit. Un membru al familiei mele a încercat de circa 7 ori să-și finalizeze primirea acestui buletin, care nu s-a putut face pentru că nu i s-au putut lua amprentele în condițiile în care anul trecut și-a făcut pașaportul. Deci softul de la pașapoarte a permis luarea amprentelor, ori softul de la buletine mai învechit se pare și totuși nou. Nu a permis acest lucru. Poate incredibil, dar adevărat. Poate a umblat cu super glu, poate n-ai de unde să știi. Mă, de 7 ori a umblat cu super glu? I s-a spus să se facă cu o cremă, cu a doua cremă, cu a treia cremă. Nu. Vă recomandă cremă de gălbenele. Duceți acasă. Da. Mamă, visul deci, interlopilor, îți dai seama. Nu cred. Deci nu se pot lua amprentele la poliție. Să fie și alții într-o astfel de situație. Nu am crezut, dar uite că se întâmplă. Foarte tare. A renunțat pentru că tocmai expira buletinul și chiar sunt curioasă să știu dacă putem circula și cu buletinul expirat. Da, se mai poate, puteți folosi un A4, vă luați amprentele singure acasă și atașați A4 la buletin. Cu dosar cu șină, da. Bine, Maria, îți mulțumim. Asta cu buletinul expirat, nu știu dacă se dă amendă sau ce se dă. Avem mesaje că nu. Uite, nu se dă amendă? Nu, a scris cineva că a uitat 3 luni. Aha. De data expirării și a folosit pașaportul când a fost cazul, iar la poliție n-a avut nicio problemă. Altcineva ne scrie din Italia că a venit și a constatat la vamă că e expirat buletinul și la vamă i-au spus nu, vezi că poți să intri, dar nu mai poți să ieși. Aha. Cu el expirat, s-a dus la poliție să-l preschimbe și n-a fost nicio problemă, n-a fost amendat pentru... Îmi scrie un banchier și nu mai poți folosi servicii bancare dacă ți expiră. Asta avem foarte multe mesaje în sensul ăsta. Și zic cum? Cu cetățenii care zice, banca știe când îți expiră cartea de identitate. Banca știe tot. Păi și atunci de ce mă mai bate la cap banca pe mine ca să îmi renuiesc datele? Periodic
Ți trebuie să-ți renuiești datele personale. E tocmai ca să știi când îți expiră buletinul. Și ca să verifice dacă nu ți-ai schimbat domiciliu și alte chestii de genul ăsta. Așa sunt normele BNR. Da. Și zice că mai sunt și alte lucruri, nu doar buletinul și nu știu. Abar n-am. Asta e un reminder foarte bun. Dacă îți vine de la bancă asta cu buletinul, e bine, că poate uiți să-l schimbi. Mm-hmm. Da. Da, bine. Nu știu ce să fac. Adică îmi expiră buletinul, trebuie să umplu cu cash, ca Luca. Ceea ce era să Luca, îmi împrumut borseta ta de cash? Eu n-am borsetă, nu dezinformat, rău. Conform legii, buletinul trebuie schimbat în maxim 15 zile de la expirare, ne spune cineva, iar în cazul în care nu este schimbat, se pot aplica sancțiuni contravenționale între 40 și 150 de lei, pe care nu poți să le plătești, că nu mai ai card funcțional și așa mai departe. Da, și nici buletin. Dacă n-ai buletin, cum poți să plătești card? Adică dacă buletinul e expirat, cum îți ia amenda cu date expirate? Uite, la asta nu m-am gândit. Serios, asta e catch 22 aici. Da, cumva. Da, mulțumim pentru mesaje. Deci nu am borsetă. Pentru mine asta, borseta, Ghiulu și Unghiuța, sunt cu Chica în aceeași familie și nu vreau să... Da, păi și cum folosești? La... Auzi? Cum folosești ce? Cash-ul direct în buzunar? Da. Dar buzunărel de la, de burtă nu ai? Pe aia e borsetă. Nu, borseta e aia pe care o ții pe umăr. Nu, aia, borseta nu, aia nu, o pui la brâu. Eu pui la brâu. Da? Hai că nu știi nici ce-i borseta. Da, stai că ne-a sunat și Marius între timp, dacă tot... Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Salut, Marius! Ia zi-ne, aia de ales ca subiecte, unghiuță, borsetă, buletin... Surprize turbo! Surprize turbo! Ce alegi? Ce vrei tu să vorbești cu noi? Alegi System of a Down! Ha? Ce? Alegi System of a Down! System of a Down, alegi. Ah, ok. Nu, a fost o glumă. Ce vreau să vă spun, da? O întâmplare a unui prieten de-al meu, da? Nu cu bulețe, nu, ci cu pașaportul. A venit acum vreo 2 ani din state, da? Pașaportul expirat. Americanii nu și-au dat seama, când a făcut escala în Franța, nu și-au dat seama. Și cine și-au dat seama? Românii. Păi, vigilenți. Și m-a mirat vigilența românilor dintre toate... Operile care le-a făcut, doar românii au descoperit că are pașaportul expirat. Foarte bine, domnule, să nu intre nici musca neverificată în România. Da, corect, sunt de acord cu treaba asta. E adevărat, scannerele la famă nu funcționează. Da, dar vigilența... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.